La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a fost oficiată în seara zilei de vineri, 14 august 2020, slujba veceerniei unită cu litia în cinstea adormirii Maicii Domnului. Împreună cu arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, s-au rugat preoții de la mai multe parohii din județul Iași. Pentru sănătatea și mântuirea lor. Un moment cu totul aparte a fost reprezentat de sosirea unui grup de peste 100 de pelerini din parohia Frunziș Mironeasa și din parohia Mironeasa Centru, care au parcurs în jur de 10 km în pelerinaj la pas până la mănăstirea Hadâmbu. Jertfa tinerilor și a inoriașilor a fost apreciată la finalul veceerniei de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță. Că sunteți de dat pildă, deși am fost dornic că de fiecare dată am anunțat pe vincioși că frumos ar fi, plăcut ar fi, atât la sărbătorile Maicii Domnului, cât și la înălțarea Sfintei Cruci, cu toții, cu micul mare, să slăvim pe Dumnezeu, cântând Mântuiește Doamne poporul Tău, având crucea în mâini și Sfintele icoane. A urmat procesiunea de scoatere a icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului din Biserica Monumenta Așezării Monahale. Că ne rugăm pentru bine credințiosul popor român de aici, de pretutindeni armata țării noastre, pentru sănătatea mântuirea lor. Câteva sute de pelerini au luat parte la acest moment emoționant. Cu acest prilej s-a înconjurat edificiul și s-au rostit ectenii, așa cum este rânduiala. După ce icoana Maicii Domnului a fost așezată în baldachinul din incinta așezării monahale, părintele Vasile Țarcă, misionar de caritate în cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru măsuri de siguranță pădureri în Grajdor, județul Iași, a ținut un cuvânt de învățătură. Dar mai presus decât toți sfinții, o avem pe Maica Domnului, care fiind Maica Stăpânului nostru Hristos, Maica Mielului și a Păstorului, Ușa Raiului, așa cum este frumos numită, încă din Vechiul Testament, poarta cea nedeschisă de om, Maica Domnului este cea care ne deschide nouă poarta Raiului prin nașterea Fiului Său, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a mulțumit pelerinilor care au venit să o cinstească pe Maica Domnului la mănăstirea Hadâmbu. Mulțumesc, preacurate Maicii lui Dumnezeu, pentru toate darurile care le-a revărsat și revărsat asupra Sfintei noastre mănăstiri, și asupra tuturor pelerinii credincioșilor evlavioși care au prețuit pe Măicuța Domnului. În această binecuvântată noapte, o rugăm pe Preacurata Maica lui Dumnezeu să ne facă vreme de a priveghea în seara aceasta, în ograda mănăstirii, în fața acestei comori, acestei odori, unde de fiecare dată, frățile voastre, numai la sărbători mari, veniți zi noapte, urcând dealul mănăstirii Hadâmbu. Cu emoție și cu bucurie, pelerinii din comuna Mironeasa, dar și cei veniți din mai multe părți ale țării, s-au închinat la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Noi sperăm să păstrăm această tradiție an de an, cel puțin de sărbătorile Maicii Domnului. Poate chiar și în țara Sfântei Cruci, să legăm comuna Mironeasa de aici din vale, de această Sfântă Mănăstire. Practic, face parte din această comună. Cuvintele au fost diverse, așa am resimțit eu. Cei mai tineri, nefiind familiarizați cu ostenala, să zic, cu această ostenală pentru biserică, am mai tras de dânși și cei mari au tăcut și au mers înainte, nu au fost probleme cu dânși. Distanța, cred că e aproximativ 5 km, nu știu exact să vă spun, noi în general mergem cu mașina în parohie, însă, acum mergând pe jos, drumul e mai lung și mai greu. A fost și cald? A fost și cald un pic. Dar, slavă Domnule, am ajuns acum să răcorit. Înapoi, o să mergem mai ușor la vale, mai pe răcoare,
dacă acum o luăm prin pădure și cu ajutorul Maicuții Domnului o să ne întoarcem bine și acasă. Primul sentiment a fost, să zic așa, de reușită. Simțeam că am biruit această încercare, această propunere a noastră. Pe parcurs mă temeam că mulți o să renunțe, că o să întoarcă înapoi sau o să clacheze. Însă am fost plăcut surprins de râvna lor, de faptul că au mers până la capăt, majoritatea. Unii, din binecuvântate pricini, s-au întors, dar noi judecăm ce încercăm să-i călăuzim. Să ne ascultă pururi, marea rugăminte. Nu ne lăsa, măicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Am venit, măicuță, cu drag am venit la ademul codru, la locul sfințit. Am venit, măicuță, să ne mai vedem, să-ți spunem necazul care-l mai avem. Roagă-te, măicuță,